Bună seara și bun venit la Somcast, un podcast de adormit adulții cu Raul Gheba și Constantin Bojo. E timpul să dați drumul la centrală, să puneți plapuma în cerceaf ca să vă încălziți fizic cu căldură și mental cu vocile noastre pufoase. Hei, Costel, ce faci? Bine, uite tocmai ce m-am învelit și cu pilota asta și stau la căldurică. A, poți să mă băg lângă tine? Te rog. A, ce bine. Ești foarte călduț. Și tu ești moale. Uf, în seara asta ne-am adunat să tragem acest episod din Somcast într-o locație superbă. Suntem într-o bibliotecă imensă care mi-amintește, cred că, de biblioteca din Alexandria, care a ars. Da. Doar că este biblioteca cu cea mai mare colecție de pornografie. Este absolut toată pornografia lumii arhivată aici, de la Debbie Does Dallas, la Titty Fuckers Volume 1-64. Da. Și toate marile capodopere ale acestui gen. Chiar am avut așa o senzație când am intrat aici și am văzut cât este de mare. Primul gând care mi-a venit în cap a fost o bibliotecă. Și faptul că sunt atât de multe cărți pornografice, îmi dă așa o speranță, îmi dă o stare de voie bună că oamenii chiar au lăsat ceva în urma lor. Este incredibil cât de lungi sunt aceste culoare și sunt structurate pe categorii. Vezi, aici, uite, aici e interracial, aici e black. Uite, și noua cameră aici, noua cameră a bibliotecii cu incest family. O să se umple repede asta. Da. Bun. Dăm voie să-ți semnalezi și outfit-ul. Da. E o pijama dintr-o singură bucată cu un dinozaur. Un dinozaur turcoaz, hai zice. Crezi că e turcoaz culoarea asta? Este făcut la comandă. Da? Este croit de doamna Albu, sau fosta doamna Albu, actuală gri, sau ceva de genul. Și mi l-a făcut, coada e foarte drăguță. Cum te duci la toaletă cu chestia asta? Că e dintr-o bucată doar. Uite, are acest arici. Aha. Și pui la loc. Bun. Și foarte frumos, dacă tot am venit la această bibliotecă, îmi place foarte mult că te-ai costumat ca un iepuraș playboy. Wow, este... Tu știi ce greu să găsești un sutien de ăsta? Da, dar e sutienul, e tăiat, ți se văd sfârcurile și... Adică sunt foarte curios, piercingurile din sfârcuri ți le-ai făcut special pentru această ocazie sau... Da, sunt cu clip-on, nu vezi? Am crezut că sunt permanente. Nu, sunt chiar atât de extrem. În schimb, tatuajul ăsta deasupra curului, permanent. Wow, un tribal. Ce vrea să reprezinte semnul ăsta? Că sunt din tribul turcenilor. Wow, foarte drăguț. E tot spatele până la gât și te-ai tuns și, adică, te-ai ras în cap pentru treaba asta. Foarte tare. Dar nu înțeleg dinții de ce ți-ai scos. În fine. Eu așa vorbesc așa acum. Când mi-am dinți. Foarte tare. Bun. Să începem, nu? Da. Bun. O fantezie pe care o au foarte des oamenii este cea a călătoriei în timp. Da? Vrem întotdeauna să călătorim în timp și avem impresia că, bă, dacă călătoresc în timp, mă duc și iluminez pe oamenii. Mă duc și le dau mintea peste cap cu lucrurile pe care le știu eu din viitor. Da. Și vreau să îți propun următorul scenariu. Te întorci în Grecia antică, unde te întâlnești cu Socrate. Care Socrate e un băiat deștept, nu e un prost. E un om care... Da. Are viziune, are viitor. Bravo. Și vrei să explici un pic despre viitor, mai precis ce e un calculator sau ce e un smartphone și cum funcționează asta. Tu, evident, dacă te întreb, nu știi să-mi explici mie acum, dar vreau să-i explici lui Socrate, care nu are nicio noțiune despre curent electric sau absolut orice chestie care ține. Dar e un băiat totuși deștept. Da, el înțelege multe chestii, dar vreau să îi explici astfel încât Socrate să poată spune mai departe ca o profeție după aia pentru milenii care vin. Pentru el. Da, normal. Da. Cadrul este așa. Am ajuns deja în Grecia antică.
și printre oameni îl văd pe Socrate. Îl recunosc, deși nu l-aș recunoaște. Dar cumva cineva îmi spune, vezi că ăla-i Socrate în greaca veche pe care eu o știu cumva. Da. Bun. Să zicem că știu, cumva mă întorc în timp, dar știu greaca, știu limba greacă veche. Ok. Bun. Și limba greacă veche sună exact ca română. Exact, da. Bun. Perfect. A, deci el este Socrate. Socrate, scuze. Scuze. Da. Nu o să-ți vină să crezi, o să zici că sunt nebun, dar eu vin din viitor și vreau să vorbim, să vorbim ceva. Când ai timp, te aștept. Nu-i... Ok, crede-mă, crede-mă, este super tare. Calculator, îți zice ceva? Smartphone. Ce este acest calculator? Ce bine. În primul rând trebuie să-ți explic ceva s-a întâmplat. Este o minune a lumii. Am câștigat concursul de întors în timp, s-a dat unui singur om și m-au ales pe mine să mă întorc. Și iată că am venit la tine, Socrate, să-ți povestesc că viitorul sună bine, dacă înțelegi. Nu, n-ai de unde să știi. N-ai de unde să știi chestia asta, că sună bine, pentru că a fost o propoziție care se spunea la o reclamă. Un fel de logos, nu? Un fel de logos. Era viitorul sună bine. Asta era sloganul celor de la Vodafone. Vodafone, telefon mobil. Hai să luăm cu începutul. Gândește-te că știi că noi suntem bine ca oameni. Adică fiecare an este important. Ce înseamnă a fi? A fi este că o să fim. O să fim, o să evoluăm, dragul meu Socrate, crede-mă, deci, și nu mai vreau să spun ceva, apropo, din viitor, trebuie neapărat să zic chestia asta, te place lumea, după mii de ani te place și te discută, tu știi cum, de unde vin eu peste 2000 de ani, nu vorbește lumea de ce au făcut oamenii lucruri, nu spun Bill Gates, Iisus, nu știu, Iisus o să fie nebunit. L-ai prins? Nu mai știu, nu l-ai prins. Nu l-am prins. Bie, Doamne. Deci, dar chiar și așa, Socrate, te iubește lumea. Deci zero hateri. Nu cred că a zis cineva să-ți dea un comentariu nașpa sau să fie cineva. Ce este acela un comentariu? Bun, hai să o luăm cu începutul. Deci ce se întâmplă este că oamenii evoluează foarte drăguț și la un moment dat inventează calculatorul. Calculatorul ce este? Este o mașinărie, ca, habar n-am cum să-ți explic, o mașinărie. Ca ce face Pitagor? Pe acolo da, cu... cam ce face Pitagor. Și Arhimede cu pompa aceea? Da, gândește-te la o pompă dintre aia, dar e cu chipuri, e cu băi, este... Ce sunt acele chipuri? Ai, că ești mă și enervez. Deci fii atent. Deci ideea este că n-ai cum să înțelegi, n-ai cum să înțelegi exact cum e toată mașinăria, dar ce vreau să spun este că această mașinărie e ca un om. Calculatorul este ca un fel de om, adică merge pe aceleași principii ca un om, doar că este o mașinărie. Cumva gândește, cumva acum ce încearcă oamenii să facă cu această mașinărie este să o transforme într-un om pe bune, chiar să aibă gândurile lui, să gândească el, dar e o mașinărie. Tu îți dai seama unde s-a ajuns, mă, Socrate? Și toate au plecat și de la voi, de la tine și de la Pitagora și de la... Nu înțeleg nimic. Nu înțeleg poți să-mi explica în termeni logici, pe non-pe? Bine. Dacă timpul trece, facem calculator. Dacă timpul stă, nu facem calculator. Și timpul trece, că știm foarte bine că trece timpul. Ce pot să zic este că cumva principiile... omenirii rămân cam la fel, adică toate etica morală de să nu ucizi, să nu fii așa, să nu fii rău, să nu fie, s-au păstrat, doar că toate ideile astea ale fiecărui om se văd foarte. Știi ce mai fac oamenii? Cum ai spus că te numești tinere? Constantin.
Constantinos. Constantinos, da. Lucrurile pe care le spui nu au sens pentru mine. Vorbești de această mașinărie. La ce folosești această mașinărie? Mașinăria asta folosește la foarte multe lucruri. La comunicarea între doi oameni nefiind în același loc, nefiind unul aproape de celălalt. Deci este ca un porumbel mesager? Este ca un porumbel. Gândește-te la un porumbel mesager, dar care e făcut din plastic. Ce este acela plastic? A, nu știi nici plastic. În fine, deci ideea este că e bine. Deci este... ca un porumbel mesager, deci este ca un porumbel mesager, știi care e faza? Că văd că trebuie să mă întorc înapoi în timp și nu mai am foarte mult la dispoziție, trebuie să o văd, uite, deja este, s-a format vortexul și trebuie să mă duc în el acolo. În fine, este foarte drăguț. Deci telefonul mobil te ajută foarte mult să comunici cu o persoană, să scrii text, poți să scrii text pe el, are niște butoane cu toate literele pe care dacă le apeși. Scriem noi pe tăbliță? Da, cum scrieți voi pe tăbliță, noi scriem pe tabletă, se cheamă. Acum avem tabletă, calculatoare. Bă, e mult mai mișto la noi. Te pup, hai că... Iată ce personaj ciudat. Și astfel, Socrate nu a aflat absolut nimic despre... Da, cum... A fost o călătorie foarte scurtă. Nu ai contribuit cu absolut nimic la dezvoltarea umanității în acest timp în care ai vorbit cu Socrate. Da. Îmi pare rău. Nu e ceva, nu e o surpriză pentru mine și pentru lume. Ok. Deci e foarte clar că de asta nici nu există în mașina timpului, că n-ai ce să comunici, n-ai cum să vorbești. Ce poți să faci cu mașina timpului este poți să te întorci în timp ce... poți să te întorci în timp ce trece timpul, te întorci în timp. Când asculti Sissy Catch, aia mi se pare mașina timpului, când te duci la cineva și îți spune, vrei să spun o melodie cu Modern Talking? Aia este, ești în mașina timpului. Când ești într-o mașină și el îți spune pe casetofon și are casetofon, aia e mașina timpului. Acolo te întorci în timp. Bun, trecem mai departe? Da. O chestie pe care adorm oamenii foarte des... Se difuza într-o vreme pe ProTV seara un serial cu NCIS Miami, știi? Și ei au făcut foarte multe seriale, alea cu criminali, cu criminaliști care se uită acolo, iau amprentele, le scanează, după aia au o cameră foto care e blurată, o cameră video de aia de supraveghere, după aia dau enhance și se mărește, știi? Și au făcut foarte multe versiuni, NCIS San Francisco, LA, Miami, și au aproape pentru fiecare mare oraș. Și vreau să... Cred că ar fi momentul pentru un NCIS românesc și cred că ar fi foarte tare să vedem un NCIS Beiuș. Da. Și tu ești acum investigatorul șef, dă-ți un nume de investigator? Călinescu. Investigatorul Călinescu, ok. Da, Tudor Călinescu. Da. Și tocmai ai ajuns la locul crimei și... eu sunt asistentul tău care îți fac briefing-ul și domnule Călinescu, ați ajuns la timp, victima este decedată de aproximativ 12 ore, nu putem explica, suntem aici în acest coteț, victima este proptită între două scânturi cu capul în jos, are picioarele depărtate și în anul s-a reînfiptă o lumânare care este pe jumătate topită. Ce puteți analiza despre acest caz, domnule Călinescu? E foarte clar, se întâmplă des în acest sat. E o mână criminală și sunt aproape sigur că știu cine este. Deja? Da. Miroase un pic în jur. Nu-mi pot da seama ce ați depistat, domnule Călinescu. Este un miros de transpirație, dar un anumit tip de transpirație. Miroase. Această transpirație este oarecum curată. Este o transpirație a unui om destul de curat. Este aici, când vreau să spun curat, înseamnă că el nu mănâncă nesănătos și nu consumă alcool. Cine ar putea fi? În această localitate toată lumea mănâncă nesănătos și consumă alcool. Asta este ideea. Cine? Iată acum, hai să ne uităm un pic la cum este ucis acest sătean. Între cu capul în jos și cu o lumânare. Da, are picioarele depărtate. Are picioarele depărtate. E prins între două scânduri și în fund are o lumânare care e pe jumătate topită. Ce știm noi despre acest sătean? Care sunt plăcerile lui?
seara? Păi, după, conform fișei, Badeion era un mare producător și consumator de horincă. Își făcea propriului batch, ca să zic așa. Aici, în batch, am găsit aproximativ 420 de litri de horincă de cea mai bună calitate. Da. Și este adevărat că își chema prietenii din sat să bea la el? Da, este adevărat, dar este un obicei comun în prin părțile acestea. Ce am aflat de la Badea Vasile este că Badea Ion, lui Badea Ion, îi plăcea foarte mult să facă dragoste cu bărbați. De aici este și această lumânare în fund. Dragul meu, Watson, sau cum te cheam. Este evident. Ce este evident? Că nu înțeleg nimic, este a domnului Călinescu. Este evident că cine a comis aceste crime, acești patru bărbați săteni din Beiuș. De unde v-ați dat seama că au fost patru? Pentru că au fost patru, au mai fost trei înainte. Asta e al patrulea. Da, au mai fost trei crime de care am uitat. Da, exact. Toate cu aceeași cu același fel de omucidere. Cu capul în jos, între scânduri, lumânarea în fund. Ce credeți că vrea să... Toți erau niște homosexuali, dragul meu, Watson, sau cum te cheam. E, cine crezi că ar putea să? Este călugărul din sat. Domnule, da. Dar vă aruncați? Sunteți siguri de acest verdict? Sunt foarte sigur de acest verdict, pentru că el așează lumânarea în acest loc sacru pentru el. Uh-huh. Sacru. Acolo nu trebuie umblat. Și atunci, cumva, el iartă prin aceste crime. El îi trimite lui Dumnezeu pe aceste suflete să le mântuiască și le pune pe locul păcatului o lumânare. Călugărul Savatie, să vină aici! Binecuvântat fii, fiule! Iată că am venit. Cu ce ocazie m-ai chemat aici? Savatie, să știi că tu ai ucis acești patru bărbați. Dar este ridicol. Nu poți să acuzi un cleric înalt de acest lucru. Ești călugăr. Absolut revoltător. Voi face o plângere la parohie. Plânge-te tu cât vrei, dar ești criminalul. Hai, recunoaște odată ca să nu mai continuăm prea mult această chestie. Zi, tu ai făcut-o, Savatie? Da, eu am făcut-o. Normal că tu ai făcut-o. Acum întrebarea e alta. Lasă că ajungi la pușcărie și vei trăi cu toți pușcăriașii. Zi-mă, ești și tu cumva homosexual? Recunoaște ca să nu continuăm prea mult toată treaba asta. M-ai prins. Păi da, m-ai bravo. Prins și aș fi scăpat dacă nu era lumânarea asta din curul oamenilor. Păi eu te-am pus să le pui. Hai, la pușcărie cu tine și eu o cacasă că mi-e poftă de niște șnițel. Face nevastă-mea, doamna Călinescu, niște șnițele, bă, Watson. Hai și tu cu mine, mă, să bem niște horincă de la omul ăsta mort, că n-are ce să mai facă cu ea. O luăm pe toată, o punem în mașina mea cam frumos în spate pe bagajul mare și mergem în căpșnițele și băgăm horincă. Incredibil, domnule Călinescu, de unde ați știut? De unde am știut? Păi n-am citit cartea înainte. Îmi pare rău dacă v-am trezit, oameni buni, să știți că important este să dormiți. Oriunde de căscat, așa? Oriunde de căscat, da. Este un căscat inexplicabil. Ce a fost asta? De unde a venit? De unde a venit asta? Bun, eu pentru astăzi am pregătit căscatul în arpegio. Da, foarte bun. Și mai am un căscatul scurt. Foarte la obiect. Da. Bun. Sunt obosit, dar nici n-am timp prea mult ca să stăm acum să... Ok. Și aici, căscatul molipsitor. Ceilalți cititori de aici, de prin biblioteca noastră porno, e cască în jurul nostru, incredibil. Da. Ai observat că mai toți citesc doar cu o mână? De fapt, țin cărțile astea doar cu o mână. Interesant. Vrei să mai încercăm un nou subiect previsător? Da.
Ok. Vreau să te duc în lumea penibilă a magiei. Alright. Tu ești marele magician Costelini. Ai avut o carieră nemaipomenită, uh-huh, în care ai uimit oamenii. Iar acum, la sfârșit de carieră, pentru că nu vrei să-ți mai facă alții trucurile, ne descrii trucurile tale cele mai mari și cum au fost făcute acestea. Și eu am aici numele trucurilor tale și o să vreau să mi le povestești. Mm-hmm. Maestre Costelini, da, aș vrea să îmi povestiți cum ați făcut trucul clonarea mâinilor. Trucul acesta l-am cumpărat din Italia. A costat foarte mulți bani. E de un iluzionism perfect. Oamenii nu numai că nu își explică cum de-am reușit să fac treaba asta, dar îi pare atât de veridică încât nu, pur și simplu cred că sunt un vrăjitor, nu un magician. Cred că pur și simplu am puteri super mega paranormale. Și de unde ați avut atâtea mâini? Mâinile acestea sunt confecționate dintr-un material foarte asemănător cu pielea și mușchii și oasele oamenilor. Deci nu sunt mâini de cadavre. Nu sunt mâini de cadavre. S-a vehiculat foarte mult. Știu, de asta am și fost dat afară din sindicatul magicienilor și iluzioniștilor din România, pentru că toți credeau că am mers în cimitir și am tăiat mâini de la cadavre și cu asta mi-am făcut trucul. Când aveam un contract foarte bine pus la punct, semnat, parafat, cu această firmă din Italia, unde mi le-au confecționat. Dar pentru că sunt atât de adevărate, lumea a crezut că le-am tăiat de la cineva. Eu nu sunt Frankenstein. Bineînțeles. Un alt truc care a vrăjit mințile oamenilor și pentru care sunteți foarte cunoscut este scârnăvia aztecă. Puteți să ne descrieți acest truc și cum l-ați făcut? Da, scârnăvia aztecă este... Eu intram într-o cutie și după ce exploda acea cutie, ieșea de acolo scârnăvia aztecă, un animăluț din partea Mexicului, nu? Da. De acolo e animăluțul respectiv. Era un truc foarte, foarte simplu. Cutia cea mare în care mă băgam avea un compartiment unde intram și eram foarte bine izolat de flăcări să nu mă atingă, nu mă atingea niciun așa, iar de lângă compartimentul meu era un compartiment unde stătea acest mic animăluț care seamănă mai mult cu un șobolan care are, pentru că între șoarece, între șobolan și arici. Și el, acest animăluț, pentru că are solzii aceia foarte rezistenți, nu arde și atunci el poate foarte ușor să iasă pe deasupra, să îi uimească pe oameni, crezând că m-am transformat eu, iar apoi îl chemam cu un chițchițcăit. El se întoarce înapoi cum dacă eu făceam la acest semnal, el se întorcea înapoi în compartiment, venea asistenta mea, dădea cu hidrantul și stingea focul, eu ieșeam din compartimentul foarte bine izolat unde nu încăpea pic de foc și era toată lumea Costelini cu aplauze, au și leșinat vreo trei femei la două spectacole pe care le-am avut, cred că în Tecuci, în 2004. Poate, era foarte cald. Poate cel mai periculos truc pe care l-ați făcut a fost camera de tortură franțuzească. Mm-hmm. Da. Povestiți-ne un pic despre camera de tortură franțuzească. Camera de tortură franțuzească se cheamă așa pentru că seamănă în principiu cu o cheie franceză. Eu intru în această cameră care se strânge din ce în ce mai tare, se strânge până când ar putea să mă strivească și să mă facă ca o coală de apatu. Mă băgam în această cameră și pereții camerei se strângeau, fiind dintr-un material solid metalic, titan, și se strângea până când
trebuia să fiu strivit. Doar că... Știu de un accident în care v-ați prins o anumită parte a corpului? Da. Mi-am prins... Mi-e rușine un pic să spun. Limba, nu? Limba mi-am prins acolo, da. Da, da. Văd că încă sunt întreg. Da, încă sunt, pentru că la firma aceea de unde am cumpărat mâinile respective mi-au făcut o limbă super asemănătoare și asta este prinsă cu șurub. Uite, acum eu dau scăsiri, ca așa se învăzește, deci se întâmplă toată treia, dar asta se vânele la loc și se înșurubează și este perfect. Mi-au făcut o gaură, mi-au pus acolo un spațiu unde se înșurubează și perfect. E, cum am scăpat de această cameră de tortură franțuzească? Sub scenă era o trapă unde pur și simplu când se apropia cădeam în sub scenă, camera, pereții se izbeau, după care când se despărțeau, iarăși se dădeau la o parte pereții, veneam cu un arc foarte bine așa, mă arunca în sus și intram din nou în... Incredibil, domnule. Ba, domnule, e foarte credibil. Aveți un mesaj pentru tinerii magicieni de azi? Da, am un mesaj pentru ei. Am un mesaj pentru toți magicienii tineri de s-au apucat acum. Vedeți că vă sapă ăștia, bă, dacă deveniți buni, vă sapă. Și n-aveți ce să... Mai bine nu deveniți buni. Mai bine fiți mediocri. Fiți niște magicieni mediocri ca să n-aveți probleme să fiți săpați. Și să aveți probleme la bătrânețe să vă povestiți trucurile la în fața... Mulțumim, domnule Costelin. Hai, lasă-mă, du-te, dracu. Iar așa am prezis spectatorii. Ne cerem scuze. O să încercăm să vă readucem pe calea somnului. Da. Costel. Te rog. Hai să facem o rundă de Costel visează și Raul interpretează de data asta. Ok. Am avut un vis, de fapt este visul, nu e al meu, e al soției. Se întâmpla în visul acesta că era un război, se întâmpla ca un fel de război, ca o chestie de ori cel de-al doilea război mondial sau ceva de genul ăsta. Era foarte multă panică pe străzi, din ce mi-a povestit. Și bineînțeles că eu și cu soția mea eram victime, deci eram cei care urmăriți. Erau alți oameni care ne urmăreau, cum ar veni nemții, erau cei care ne... și noi cumva eram evrei în toată situația asta. Și fugeam și eu eram, m-a visat ca fiind un tâmp, prost, foarte prost, pentru că eu voiam să mă duc în gura germanilor, în gura ălora de ne căutau să ne omoară. Și ea îmi tot zicea, Costele, ascultă-mă, te rog eu frumos, vino după mine că știu unde am lăsat băieții. Nu, că sunt partea aia, ziceam eu. În partea aia o să te omoare. Vino că știu eu. Păi crede-mă că e în partea. Vino că știu. Și am ajuns, am cedat și am urmat-o pe ea și am mers într-un loc și am ajuns într-un bloc unde era o femeie care ascundea pe copiii noștri și a bătut la ușă și eu tot îi ziceam, nu e aici. Copiii noștri nu sunt aici, sunt în partea cealaltă. Și mă rog, ideea este că ea a deschis ușa, a deschis femeia respectivă ușa, i-a spus că sunt copii acolo, i-a intrat înăuntru, doar că eu nu am intrat, eu ca încăpățânatul m-am dus în partea cealaltă. Și ea s-a dus, s-a întâlnit cu băieții și cu copii și când s-a întors, când a deschis ușa să mă bage și pe mine în casă, eram pe jos cu capul tăiat. Nu mai aveam cap. Și s-a supărat foarte tare pe faza asta. Wow. Eu cred că e evidentă metafora aici. Și anume, războiul este lume, da? Pentru că voi sunteți o familie acolo, totul este o luptă, totul este un struggle. Și faptul că tu ai refuzat să o asculți pe ea și te-ai dus ca prostul spre nemți, arată fix... dorința ta de expunere, faptul că tu, făcând comedie, tu te expui tot timpul la aceste gloanțe metaforice din societate care vin spre tine și tu ești, nu, că încolo e distractiv, încolo e bine. Și ea, evident că trebuie să gândească cu 5 pași înainte și avea acest plan. Și asta cumva s-a metamorfozat într-o temere a ei, care arată frica ei de că această expunere te va
o va face să te piardă cumva. Ai adormit, Costel? Costel a adormit? Cred că i-a plăcut povestea. Și dacă voi n-ați adormit încă, ne pare rău. Noapte bună. Noapte bună.